Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog de la țară, o nouă zi, un nou episod. Așa cum v-am bine obișnuit, m-am trezit un pic că mai devreme, deci de când stau la țară mă trezesc foarte, foarte bine. Aseara a plouat destul de multicel. Ia să vedem apa în fântână. Hello, apa în fântână. Oh, e plin aproape, plin. Să punem aici frumos furtunul. Uite, lăsăm aici un pic. Cât? Să mergem să băgăm pompa în funcțiune. Să continuăm să punem apă în piscinică. Hai că n-arată rău. Da, ce am zis eu ieri, că nu plouă, că nu plouă. Uite că a plouat aseară destul de tare. A fost nasol, dar deja ați văzut în vlog treaba asta. Și acum trebuie să mă duc să bag pompa în priză, pentru că aici, dacă nu este izolat ca lumea și nu e totul perfect, a trebuit să le scot din priză ca să nu le plouă. Doamne ferește, făceam vreun scurt pe aici, vreo nasolie și nu avea rost. Așa, gata, am conectat pompa. Și acum haideți să vedem dacă avem și apă. Astăzi este mult mai frig față de ieri. E mai răcoare așa, se vede că a plouat. Se sperie câinele, nu știe ce se întâmplă. Cită! Cipit! Să curgă un pic. Așa, pe furtun. Gata. Câți? Și o să o pun aici. O să o leg, revin în 3 secunde că nu pot cu o singură mână. Bun, hai că am prins ăsta aici. Frumos. Se umple ușor. O să mă duc să-mi iau ustensilele, să mă schimb și să mă apuc aici de treabă. Să rupem toate nebuniile astea de pe aici. Ia. Câine mai nebunit ca ăsta după mere l-am văzut. Îi plac merele foarte mult. Ia cum pop tu bună. Ia vedeți voi, scaie și soarele. Deci am stat până la ora asta, că eram ohorât și am zis, mamă, hai că e frumos afară, nu iese soarele. Și fix acum, când am zis să mă apuc de treabă, să muncesc, a ieșit soarele. Hai că da, am înțeles. Mă duc să mă schimb și revin după aia să dăm drumul aici frumos la treabă. Dă frumos aici, să luăm iarba asta. Și să strângem gunoaiele. Hai, uite. Mă ajut cu gunoaia să greblăm aici. Așa. Gata? Dă cu aia, mami, că e un pic periculoasă. Strângem aici, în iarbă, și tot asta. De pe aici. Aici o să fie plaja, nu? Aici punem gazon. Ah, ok. Da. Că e pământ și astea și să ne frumos cu un petic de iarbă aici, să fie șur. Și strângem mizerile de aici. Și acolo să fie plaja ta. Ia uite niște fără. Ia, ia. Prindă. O prinzi de corp. Uite că vine la mine. A venit la Baz, s-a speriat Baz de ea. Să pun una din ea. Unde ești, fată? Unde ai intrat? A? Ce-a făcut, s-a sinucis? Cred că a fugit. Nu o să fugă. Cred că a intrat în pământ pe aici. Așa, iubire, bravo. Pune degețelele, da. Cred că a intrat în pământ. Să nu mai vreau. Poate nu intra. Să strângem mizeria asta de aici. Hai.
trage și tu de el. Așa? Deci să facem aici, curat. Deci să luăm toate mizeriile astea. Deci aici. Aici e bine că deja e pământul mole și doar punem semințe de alea. Da, da, o să dureze, cred, un... E, durează, durează, pe care nu mai cresc burgunile astea. De multe sunt. E bine așa cum e afară, că nu e nici prea cald, nici prea cred, nici prea prea. Asta ce e aici? Un preș. Wow. Ia. Punem acolo la gunoi. Ce ai făcut, iubire? Ai căzut, nu? Da, tata, știu că ai căzut. Dar n-a văzut nimeni că ai căzut. Am văzut doar eu. Da, și cam asta o să fac. Câteva ore, să sperăm. O să vedeți cum e acum, cum o să fie după aia. N-am băgat motocoasta aici, că mi-e să nu sar în cușină. Frunze și alte nale. Ne chinuim așa încet. Manual. Rupem burienile astea de aici. Le săpăm frumos. Uiteți. Toate cu tocuri de cină. Ce mai e pe aici? Pac. Și cam asta este. Șmecheria. Cei trei care au speriat vestul. Da. Aduce mere aici. Trebuie să luăm toată nebunia asta. O să mai filmăm după aia, să vă mai arătăm ce am mai făcut pe aici. Apa în piscină e bine că se umple ușor, ușor. Și cam asta. Ne vedem mai acolo, dar să vă uitați bine aici. Să vedeți cum arată. Și cum o să iasă după aia din mâinile noastre. Ia uite aici. Șerpărie. Rumeguși. Hai că mă pregăteam să fug. Să? Să fug când ai zis șerpărie. Da. Aia nu o să șerpie. Uite, da. Nici nu cred că mai până sunt niște șerpi. Hai, le vedem mai încolo un pic. Prietelași, am terminat o mică parte, am dat pe aici să luăm iarba, am tăiat-o. Mai trebuie greblată și merele alea la fel greblate. Aici, la fel, am tăiat. Pe aici o să dau așa ușor cu sapa ca să nu arunc în piscină iarbă. Am mai dat și pe acolo un pic. Pe aici, pe acolo, merge treaba. Trebuie să scăpăm aici găurile astea. Că le-am stricat habitatul. Mediul, habitatul la cine stătea pe aici. I-am... Și să strâng pe aici astea, cât frumos. Deja mi s-au făcut bătături. Astea bășiți în mână, dar e ok. Mai luăm o pauză, nu știu cât este ceasul, să vedem ceasul. Că băgăm de ceva timp. E 12.1 fără 10. Ah. Am câteva ore de când bag. Ia să mai vedem aici la... Fântână, dacă mai are apă. Hai că mai are. Ia să vedem. Nu știu dacă se vede pe camera acolo, că e întuneric jos. Ba da, se vede. Da? Mm-hmm. E bine. Să mai rugăm. Cred că ar mai trebui cam... Hai, Baz. Hai, scumpa. Bun zi, Marius, și gata. Așa. Wow. Așa, acum aici. Vedem că acum se așează apa în ea și... Uite, se îndreaptă ușor, ușor. Se ziceam ieri că nu se îndreaptă.
Da, se îndreaptă ușor. Ușor, ușor. Ai pus tu hamurile alea pe dedesubt, nu? Da. Ușor, ușor. Se îndreptăm asta, cât de aici. Cât mai poți un pic acolo, că după aia, când se umple asta, adio. Nu mai poți să faci nimic. Și să mai curăț așa din când în când, care tot felul de musculițe, de toate nebuniile. Ca și plouat azi noapte. Da, ce-a plouat. Da, și să o curățăm. Scăpăm de muștele astea de pe aici. Să-i băgăm, uite, momentan n-am băgat nimic, niciun fel de soluție în ea, dar o să trebuiască să băgăm, ca să nu se îmbrăzească apa. Și asta e frumos, așa. Nu băgăm toată mâna, că sunt de iarbă. Și să nu facem bune făcute pe aici. Și acum așteptăm să se umple și să vină soarele, ca să ne și bucurăm de ea. Frumos. Bine că am scăpat acolo de lemnele alea. Da, e bine. Uite, el a luat soluția deja să pună. Da. E aici la soluție. Toate gângănile. Da. Mai ne facem un pic de treabă pe aici și revenim după aceea. Copii, plecați de acolo. Avem de muncă. Trebuie să pun și pompa aia de apă să filtreze asta. Și cam asta e. Ne vedem mai încolo. Pentru voi 2 secunde, pentru mine poate în câteva ore. Suntem live aici și pe TikTok, băieți. Avem vreo 500 de persoane. Nu știu cât de bine se vede. Salutăm chat-ul aici. Îi salutăm Vio PUBG. Nico Valentin, uitați aici, băieții noștri puternici. Respect. Salut, salut! Gianni, șeful, ia uitați, te pup! Respect aici toți băieții pe TikTok. O comunitate frumoasă, suntem deja 550 de persoane. Vă salutăm! Bă, mi-a uitați, respect aici puternic. Respectul suprem în chat aici. Bine, mai este câte un hater care vorbește urât, dar e respect. Pe Nico Valentin, respect maxim! Da, cam așa ne petrecem noi timpul acum. Am terminat și live-ul pe TikTok. Așteptăm să mâncăm acum ceva, pentru că am băgat forță, flotări, aici și exerciții, toate nebuniile. Am făcut și curat și mai trebuie să continui să tai iarba pe aici. Și să ducem hainele la spălat, pentru că noi aici nu avem mașină de spălat și trebuie să căutăm un laundry. Să spălăm ruffle, you understand me? Because here in Bali we don't have cum se zice? Știți voi? Wash machine or something. Glumesc. Bine, glumesc la partea cu engleza, nu glumesc la partea cu trebuie să mergem să spălăm hainele. Le spălăm la băiatul ăsta aici, din spatele meu, la moderatorul meu după TikTok. Și stăm așa un pic acum, după care revenim cu update la vlog. Sunt rupt, am făcut astăzi
Asta aici, deci dacă nu dați follow pe TikTok, nu aveți de unde să vedeți antrenamentele astea pe care le facem, Caterin Cărău. Și de ce am ales să fac pe TikTok? Pentru că pe TikTok te viralizezi instant, așa că vă aștept și pe voi acolo. Cât despre restul, ne vedem mai încolo. Ne-am pus și la o ciorbiță de-asta făcută de Dea. Ia, gata, fii atent cum dă pe el. Am înțeles, nu mai mâncăm, revenim după aia. Băi, am ajuns pe câmp pe aici, mergem și noi să ne uităm, să dăm așa o tură, să vedem ce găsim pe minunatul câmp. Pe unde merg, Alex? Prin rațele astea pe aici? Eu ce fug, băi, toate. Mor. Da, mă, cred că pe aici, mă, pe la pășunea asta, frumos. Dar lacul ăla unde e, mă? Lacul ăla e în dreapta, cea de-a secat. A, nu a secat, mă, că e... Ia, mai e. A plouat. Mai e puțin acolo, noroi. Păi nu, stau, mă, uite, mă, noi suntem fix la capul lui. Aici. Trebuie să o luăm așa. Ia uite ce pasăre frumos. A, și aici era lac? E pupăză! Uite, asta e pupăza? Da, pupăză! Wow, ce tare! Stai să filmăm și noi. Două pupeze! Bă, mie nu mai merge camera, mă! Da, nu mai merge, nu știu, să mă văd ce are. În fine, nu pot să mai dau zoom. Hai să vedem pe unde o luăm, să nu intrăm într-un crater de ăsta. La căluți, vrem la căluți, la căluți. Pe la căluți, dar o luăm pe aici, pe la căluți. Off-road ăsta. Cred că sunt singuri handicapați care au venit pe aici cu mașina, nu știu. De ce am eu vag asta impresie? Bă, dar oare putem o să intrăm pe aici noi? Da. Da, trebuie să accelerezi un pic. Păi nu e vorba de accelerat, e vorba de grupile astea. Abagi. N-am putea de ea, e mai multe, copii. Și cu căluții. Ai, nu știu că ne-am făcut. Mamă, la câmpul de capul de toate astea. Bună! Nu știu cum am intrat eu pe aici cu mașina, dar... Nu vreau un prinț pe cal alb. Ah, uite, are picior roșu rău. Ce păcat. Ia uitați-vă unde am intrat, băi. Speriem. Ce faci? Salut! Ce frumos ești! Pa! Speriem cai, băi, frate. Ce zice omul ăla de acolo, săracu? Ce caută nebuniște pe aici? S-au rătăcit. Păi aici m-a băgat Twizu, frate. Pa, dar ce n-ai frumos sunt. Uite, iubitul ăsta. Da, stai mișto. Frate, mă, uite aici craterul ăsta în față. Ia uite-l ce s-a întors. Să uite omul ăla la noi. Ăla-i ne-a dorit. Da? Păi pe tine te vede mâncați și să vezi ce te înjură. Ei, deci nu ne-a dorit, dacă poți să fac și de o poză cu... Pe el alb, ea lui. A, perfect, cu ăla alb mă duc să fac poză. Da, 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 cu ăla alb. Te să pune și mai. E frumos. Fără faci manej. Ha? Faci manej. Ia bagă frate de pe, bagă pe modul sport. Nu, no, mă modul sport, mă bagă pe modul sport. Ești nimic, nu vezi pe unde am intrat. Am intrat aici, dar să vedem cum mai ieșim. Dacă nu bagă pe rachetă, vedem. Ia uite unde am intrat. Da, ajungem aici, mă, la asta, vedem și noi. Aici voiam să ajungem. A, dar nu, e mă, cum i-a arătat ăla, mă. Ce e asta? Ce e asta, mă? Asta e asta? Asta e Dunărea. O tentativă. Aici e o pește, mă, ceva? Da. Ba, așa ca peisaj e mișto, gen, uite cum e pajiște. Pajiște. Stai un pic. Stai mai prins mâna. Stai să vă arăt eu. Da, mă, să vedem cum e și aici. Nu, serios, chiar e frumix. Ce faci? E, dacă mă mai zgâlții de două ori. Nu avem unde să ieșim pe aici, fii atent.
pe unde ai venit? Ia, uite pe aici să vedem, merge. Du-te direct în iapa aia. Ce lucru? Vezi aia acolo, în față? Uite, uite acolo. Da. Dacă dai pe mult de sport, vezi? Nu știu ce să zic, dacă oricum. Dar uite, stau și vedem. Nu-i problemă, nu vă spun unde am intrat, ești nebun. Era acum cu șoptar, mai ieșe de aici. Vrem acum să facem poze. Da, clar nu mai ieșeam de aici. Să nu sperie nici calul. Sau iapa ce-o fi. Iapă. Dar îți seama omul ăla acum ce se gândește la stare liniștit toată ziua, să vadă un ratat cu o mașină pe câmp care să plimbă și nu știe ce face. Eu nu știu care e drumul spre ieșire. Uite unde? Barza, uite barza. Da. Da. Mergi, ia merg, încerc, să vedem dacă... Ne comportăm ciudat de parcă am văzut pentru prima oară cai, știi ce zic? Da, nu, că ne comportăm ciudat. Nu ne comportăm ciudat, ne comportăm că se ieșim de aici. Păi da, dar trebuia să fac poză cu căluțul ăla. Și drumul ăla încolo unde duce mă, zici tu, sus? Acolo, la sus. Deci stăteam undeva pe acolo. Urcam. Pe stânga. Da. Okay. Aici am pot să trec. S-o și testăm, mă, dacă tot ne băgăm prin de-astea. Că doar e... E jeep. Că mai face așa, îți dă o slupa și doarme. Mamă, dar aici, stai mă, că aici nu e bine, mă. Dreapta trebuie să fie. Hai la groapa cu furnici. Păi nu e vorba că e aproape sau ceva, e vorba că să nu fie sticle de-astea cu ciocul sau spari căuciu. Da, mă, frumos. Și acolo de ce ține, mă, sticlele legate de pomă? Nu? De pom? Da, mă, nu vezi? Trebuie cu seac care a pus, nu știu. Poate un fel de sperietori. De ciori. Da, deci posibil. Celor la ciorile din pomul ăla. Da, uite ce frumos e aici, mă. Adică gen frumos. Liniște așa, nu știu. E... Cu dealul ăsta. Păi luăm și zongurile și venim aici. Da, da. Când eram mic, acum vreo 6 ani, 4 ani, 5, stăteam pe dealul ăsta tot mereu. Ha. Ia uite aici, divele satului. Ce seama că oamenii ăștia acum se... Ia uite ce-n viteză vine câinele ăsta, nu că trebuie să filme. Ce unde e bun? Capacul a venit lui? Și avem și oițe. La gheon aici? Care e, mă, drumul? Pe acolo, mă. Pe aici? Da, mă. Ce trebuie, mă, pe aici a venit, mă, știu, mă, dar am venit. Mamă, băi, băieți, știu ce, mă. Dar se uită lumea la noi. Să-i seama, ca la nebuni. Asta e drumul. Nu vrei să știi cum o să iasă filmarea asta, așa? Imaginează. Așa. Păi, dai știu de cameră. Păi da, acum, ca să-i arăt cum o să iasă. Da. Mi-am călcat nisipul. Cine m-a salutat, băiatul ăsta? Da. Salut și eu. Salut, ce biju! Ăsta e la care l-a bătut jandarmeria, mă. Asta? Da, mă. Păi și... De la căutat noaptea până. L-a căutat, l-a salutat la mine, mă. Ce vrei, bă? Pe dreapta. Da, gata. Ce vrei, bă? Viața la țară. Ia uite-le. Păi de-aia am lăsat. Ia uite, viața la... Haide, haide, puicuțelor, la o parte. Ia uite. Hei. Ia uite. Ia. Ia uite că se bat. Se bat? Ia uite, uite-le și poporul dimineața. Și unde? Bă, lângă mine. Nu, mă, de ce vrei să faci? Vrei să speri... Că uite, mă, asta nu se dă de drum. La uite ce grație. Lasă-o cum se formă nesimțitule, mă. Ia. Tu te crezi. Mamă, ce fel de fel. Nu mă, se prinde la tare.
Păi nu mai ai bă ce să prinzi. Aia are capul. Da, băi, hai, ne vedem mai acolo. Păi am venit la ăsta mic să ne jucăm un pic de Mortal Kombat. Cât spălăm și noi hainele frumos. Stăm la un MK. Ce faci tot? Haide mă, te-ai mai învățat, mă, și tu? Cât, ce ți-am făcut data trecută? Nu arăta alea, pe live, că nu, pe clip, că nu putem. Ia uite. Vrei să închid ușa? Nu. Dacă închid ușa, să te rezolv un pic. Vă ajut. Robina, nu-i super grasă. Asta mă filmează, mă. Plecam la discoteca. Băi, gata, băieți, am luat aici rufele frumos. Și mergem acasă. Știi cum e, că lumea mai mănâncă, mai bea, mai alea, dar să mai duc și acasă. Că se face noapte, de fapt, ușor, ușor se face. Și a venit frigul, vine frigul. Se lasă frig. E foarte frig. Da, dă-te așa, puiul. Noaptea s-a lăsat. Da, prieteni, astăzi a fost o zi minunată. Ia uitați, so fresh, so clean, cât se vede. Bam. Aici avem un pic niște lumini dintre astea pe care le tot ia fimiu, dar așa ele se văd mișto. Doar că le ia șoară cu ăsta și le strică, trage de ele. Asta ce nu mai merge becul. Funcționează asta. 3 nu mai funcționează. Asta de ce stă o săracu culcat aici? Nu mai întreb cine la... Așa. Ele așa se văd frumos, dar o să mai vină câteva pe acolo, dintre astea care nu funcționează. O să iau motocoasta de aici, în caz că vine vreo ploaie ceva. Ceea ce nu prea cred că cerul este senin. Dar hai să stăm câteva minuțele de vorbă, oameni. Cât de tare este. Am tot fost întrebat și pe TikTok astăzi. Bă, îmi place super mult aplicația de când am dat de ea să fac live-uri. Am fost întrebat dacă m-am mutat definitiv la țară. Dacă mai vin la București, trebuie să dăm focus ca să ne vedem cât mai clar. Și dacă stau 24 din 24 aici la țară. Ei bine, acum da, stau 24 din 24 aici pentru că avem condiții, avem cam tot ce ne trebuie. Nu m-am mutat definitiv. Stăm pe perioada verii, cât e cald afară și frumos stăm aici, pentru că la bloc eu stau în Bercin la etajul 10, într-un bloc de la comunist. Imaginați-vă că la etajul 10 e cam cald, da? Deci vara stăteam în continuu cu aerul condiționat la drumul și degeaba, nu făcea față, era foarte, foarte cald, deși cu aerul dat drumul. Așa că aici, uite, acum este destul de răcoare pentru ora asta. Începe ușor, ușor să se răcorească. Și stăm aici pentru că este libertate, natură, avem activități de făcut, muncim. Să fie frumos, pentru că iarna, n-am stat până acum, dar încercăm să stăm să vedem cum este. Măcar câteva zile, așa că avem rulota să o testăm, să vedem cum este să stai. Dar cel puțin acum vara, mâine o să fie gata și piscina. Uitați că apa s-a pus în ea, forță, am pus o grămadă, mâine să vină apă cam până pe la negru acolo, pentru că se trage apă de acolo, filtrează pompa și o scuipă pe aici. Și trebuie să o lăsăm acolo, sau eventual o să o pun mai sus un pic, nu știu, lăsați-mi voi în comentariu și spuneți-mi dacă are vreo problemă că o să astup treaba aia, o să fie umplută cu apă, dar apa tot iese de acolo. Eu zic că n-are nicio problemă, că aș vrea să pun apă cam până pe aici, pe undeva să fie mai mare, acum că tot stă bine aici. Așa, și te relaxezi, frate, te relaxezi. Acolo o să facem un frumos. Și la bloc cel puțin, adică n-a ieșit greu cu ăsta mic, pentru că n-ai cum să stai toată ziua cu el afară, pentru că mai trebuie să mai faci niște lucruri. Este destul de... cei care n-aveți copii, o să vedeți cum o să fie când o să aveți copii.
cei care aveți deja știți cum stă treaba. Și e destul de complicat, de-aia vrem să stăm cât mai mult cu el afară, pentru că se și odihnește la bloc. Imaginați-vă că dormea pe la 1-2 dimineața, a luat somnul, aici la 11 deja adorme, pentru că și aerul ăsta mai curat, mai puternic pentru el și da, se relaxează mai mult. Și pentru noi, stai, mai faci un grătar, mai râzi, mai un chef și mai bine așa, mai pe liniște pe Cileanu. Că sunt întrebat, dar unde sunt restul? Păi restul mai se duc pe la muncă, mai ies și cu câte o gagică, că s-au mărit și mă descurc acum să fac treaba asta. Așa că o să mă apuc să mă strâng pe aici ce m-am de strâns în cazul în care o să înceapă ploaia și noi ne revedem mai încolo, dacă mai este ceva de filmat, dacă nu, mâine dimineață. Mâine terminăm aici frumos cu piscina să o umplem, să fac acolo ultima finalizare, ca să zic așa. Este destul de greu, mă mișc un pic mai încet, pentru că sunt singur și muncesc forță, dar nu ne plângem, ușor, ușor le facem pe toate. Așa că hai să mergem la rulotă. Astăzi avem și un live, bine că mai am să de left să-mi iau de aici, de la instrumentele noastre, să-mi iau un crecător. Hai, ne vedem mai încolo, că nu mai am lumină bună aici. Băi, am revenit înapoi acasă, stai nebunit cu TikTok-ul. Ne-am rupt cu TikTok-ul. Am dat drumul la sobă, că e friguț afară și soșite, stă, uitați acolo jos flacăra. Am dat drumul și de aici la ventilație, să bage cald. Dea a făcut ceva mâncare. Acum a făcut de mâncare? Da. Bine, mai avem acolo de tot. Tot și brânzica? La brânză de oaie. De oaie. Și aici? Când stai pe veceu, să nu-ți fie frig noaptea, vine căldură pe aici. Nice. Ce? Ia zi, mă. Mai faci și noi TikTok? Face. Băi, m-ați întrebat de TikTok, hai să vă arăt, stați așa, Face ID, pac. Să vă arăt aici care este TikTok-ul meu. Hai de mă, ce faci asta? Uite, asta este TikTok-ul meu. Câți? Nu se focusează? Nu vrea să-și dea focus, nu? A luat o raznă camera asta cu focus. Am văzut că ai mai făcut un vlog și nu se focaliza. Uite. Ăsta este TikTok-ul meu. Fuck. Da, deci astăzi cam asta a fost ziua. Deja afară începe și se răcește. Mamă, ce bine bagă și eu. Porțirii, se face călduț. Așa că ne punem și noi să mâncăm frumos. Să aveți și voi poftă ca să mâncare Masterchef. Daria, îți place Daria? Îți place cum arată? Nu? Place. Băi, mi se înfundă nasul în ultimul cal, frate, noaptea, deci nu știu dacă aveți și voi problema asta și puteți să-mi spuneți de ce mi se înfundă nasul în fiecare seară. Efectiv, nu pot să mai respir. Știți, mă, ce vrei bătăi? Aici avem brânzica de oaie. Ne punem să mâncăm brânzica de oaie și ne vedem pe live, pe TikTok, oaie, să aveți poftă. Voiam doar să vă zic că socializare, da? Să știam, așa se socializează. Și de aia are acolo. Așa socializăm. Băi, tocmai ce am dat drumul la live-ul ăsta pe TikTok, așa cum v-am promis, și a uitați aici. Au sărit băieții, frate. Forța. Ia uite, Forța Mafia și urmă Forța Andrei Poptamaș. Respect toți băieții aici frumos. Alex Tony.